Luptătorii de la Master Karate Dureghin, pregătiți de Ioan Boga, și-au trecut în palmarez o nouă reușită. Sportivii reghineni au luptat la finele săptămânii trecute la Oradea pentru un loc pe podium în cadrul Cupei Internaționale Crișul. S-a obținut zic, o rezultate bune la nivel de copii, la 6-7 ani, 8-9 ani s-au luat locuri 1, 2-3. La cei mari competiția a fost mai puternică, deci reprezentând categoriile de vârstă, 14, 15, 16, 17, plus 18, unde acolo am luat medalii mai, deci nu mai bune, deci mai slabe, deci medalii de argint și bronz. Dar pe ansamblu a fost o competiție reușită și ne-am întors cu rezultate bune de acolo. Competiția a adunat la start sute de sportivi din întreaga țară, precum și din străinătate. Echipa de karate pregătită de sensei Ioan Boga a participat la concurs cu unul de 16 karatești. Au fost uh, sportivi participanți din uh, 20 de cluburi uh, și a, a fost trei țări participante. Deci România, Ungaria uh, și sportivi din Austria și Ucraina, deci patru țări, țări, în jur de, de 200 de sportivi, sportivii lotului din Reghin au fost uh, reprezent, ad, au fost 16, sportivi participanți la această competiție. După contabilizarea tuturor punctelor, sportivii clubului gazdă CS Crișul au reușit să termine pe primul loc și să-și păstreze trofeul. Pentru Master Karate Dureghin urmează în acest weekend un eveniment de anvergură. Se împlinesc 25 de ani de activitate a clubului sportiv. Competiția se va desfășura pe parcursul a două zile la sala de sport din Parcul Tineretului.